După o luptă acerbă disputată între faimoși și războinici, primul joc de imunitate al săptămânii a ajuns la final la Survivor România. Faimoșii și războinicii au luptat cu toate forțele până la epuizare pe un traseu complicat pentru câștigarea imunității, miza cea mai importantă care le permite concurenților să-și protejeze echipa, deoarece în cadrul Consiliului de Nominalizare de astăzi nu vor trebui să aleagă pe cineva spre eliminare. Astfel, primul joc de imunitate al săptămânii a fost unul extrem de încrâncenat pe traseu și a provocat atât pe faimoși cât și pe războinici să lupte până la epuizare. Înainte de începutul jocului de astăzi, a cărui miză extrem de importantă a fost imunitatea, faimoșii și războinici au declarat că își doresc enorm să câștige pentru a-și păstra toți colegii în echipă, însă în final doar una dintre cele două echipe și-a adjudecat victoria. După o luptă crâncenă în care unii dintre concurenți au ajuns chiar în pragul epuizării, echipa faimoșilor a câștigat primul joc de imunitate al săptămânii, reușind să-și asigure un nou consiliu de nominalizare liniștit, în vreme ce războinicii, vizibil supărați de înfrângerea suferită, vor fi nevoiți să facă nominalizări și totodată să facă față noilor tensiuni în interiorul echipei.